Marșul pentru viață va avea loc și anul acesta în Drobeta, Turnu Severin, pe data de 24 martie. Evenimentul se anunță a fi unul inedit, deoarece participanții vor defila pe biciclete, role și trotinete pentru promovarea vieții și importanței copiilor pentru viitorul societății. Marșul pentru viață este o acțiune care acum se desfășoară la nivelul întregii patriarhii române. Vorbim de 500 de orașe în care se va desfășura acest marș, atât din România cât și din Republica Moldova. Sub motoul unic din prima secundă. Zilele de desfășurare sunt 23 în mod special și 24 în mod particular pentru cei care nu pot desfășura în ziua de 23, adică sâmbătă. Marșul pentru viață a pornit la inițiativa Asociației Studenți pentru Viață de la București. În prezent se desfășoară în aproape toate orașele din România. Luna martie este declarată Luna pentru Viață. Au fost derulate diverse evenimente legate de acest subiect. În Drobeta, Turnu Severin, pentru prima dată l-am organizat la inițiativa Asociației Anastasia acum 2 ani, în 2017. Anul trecut, din păcate, vremea nu ne-a lăsat ca să ne desfășurăm, cu toate că făcusem toate demersurile. În acest an va avea loc pe duminică, pe 24 martie, între orele 14 și 15, ne adunăm în fața Liceului de Arte Ioan Ștefan Paulian, de aici, de pe Crișan. Marșul pentru viață este organizat de Asociația Anastasia a Episcopiei Severinului și Strehaiei, în colaborare cu Asociația Studenți pentru Viață și Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural, ne anunță Episcopia Severinului și Strehaiei. Marșul pentru viață, în concepția noastră, este dedicat tinerilor și copiilor. Vrem să promovăm frumusețea vieții, unicitatea fiecărui copil, importanța fiecărui copil pentru societate. Vom participa pe biciclete, pe trotinete, pe role, iar adulții, pentru că vin și foarte mulți părinți, or să vină pe jos. Milităm pentru dreptul la viață al pruncilor nenăscuți, a tuturor celor pe care Dumnezeu i-a dat, și fiecare este unic în felul lui, atât din punct de vedere biologic, al ADN-ului uman, cât și din punct de vedere spiritual. Dumnezeu nu ne trimite pe pământ degeaba. Fiecare venim aici cu un scop și fiecare trebuie să împlinim un scop, în așa fel încât trebuie să existăm. La pădurea Crihala vor avea loc activități în aer liber și o tombolă cu premii pentru participanții la marș.